Atenție! Au ajuns plin de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, sunt bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Vă dați seama și cu astfel de oameni să te unești? Cu astfel de oameni să fii una? Păi dacă te unești cu oamenii aceștia, tu vei deveni ca ei. Tu vei fi ca ei. Tu vei face ce fac ei. Pentru că zice, lasă că Dumnezeu ne mântuiește la grămadă. Dumnezeu e bun. Nu mai trebuie să ținem noi regulile din Scripturi. Domnul ne iartă, Domnul ne primește. Dragii mei, fără pocăință, nimeni nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. La fel și în cartea lui Timotei. Capitolul 2 ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre oamenii aceștia care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și care sunt suflete pierdute. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Dar de ce vor fi vremuri grele? Căci oamenii vor fi iubitori de sine, se vor iubi pe ei, oamenii vor fi iubitori de bani, vor iubi bani, lăutăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmplânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și atenție, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și atenție mărită, depărtează-te de oamenii aceștia. Dragilor, înțelegeți? Înțelegeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? De cine să mă depărtez? De cine să nu fiu împreună cu ei? Depărtează-te de oamenii iubitori de sine, de oamenii iubitori de bani, de lăudăroși, de oamenii trufași. Depărtează-te de ulitori, depărtează-te de neascultători de părinți, de oamenii nemulțumitori, de oamenii fără evlavie, de oamenii fără dragoste firească, de clevetitori. Depărtează-te de oamenii neînfrânați, depărtează-te de neiubitori, oamenii care nu iubesc binele, depărtează-te de oamenii vânzători, de oamenii obraznici, de oamenii îngânfați, de oameni iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Dragii mei, înțelegeți? Biblia spune, depărtați-vă de oamenii aceștia. Dar de ce să ne depărtăm de ei? Pentru că ei au doar o formă de evlavie. Par religioși, par credincioși, dar prin faptele ei, ei tăgăduiesc pe Dumnezeu. Ei tăgăduiesc pe atotputernicul Dumnezeu. Ei se duc la biserică, ei se duc și fac ce fac în biserică, dar acasă și pe stradă și la locul de muncă fac exact ceea ce eu am citit înainte. La fel și în cartea Galateni, capitolul 5, ne vorbește tot despre astfel de fapte Biblia. Foarte clar, să beau un pic de apă că mi s-a uscat gâtlejul. Biblia ne spune, zic dar, umblați cârmuiți. Biblia ne spune, cu versetul 16 din Galateni 5, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unei altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți dacă sunteți călăuziți de Duhul și nu sunteți sub lege. Și atenție! Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și aceste fapte le fac oamenii. E prea curvia, e curvia, e necurăția, e desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, împuiparile și alte lucruri asemănătoare. Deci 11 și alte lucruri asemănătoare și acestea sunt, de unde am citit mai înainte din cartea Roman,
Și din cartea lui Timotei și mai sunt și altele. Și alte lucruri asemănătoare. Și acum spune foarte clar. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, înțelegeți? Toți acei care fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Poate să fie oricine ar fi. Poate să fie păstor, poate să fie dirijor, poate să fie președinte de stat, poate să fie călugăr, poate să fie preot, poate să fie oricine ar fi el, copil de pocăit, copil de păstor, copil de preot. Oricine face aceste lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, am intrat să vă